Dacă vrei să înveți să pictezi, urmărește astfel de tutoriale, pictează împreună cu mine și îți garantez că în scurt timp vei progresa. Salutare tuturor și bine ați venit pe canalul O Pictură pe Zi. Astăzi vreau să pictez un peisaj de munte, de fapt niște munți și mare parte din compoziție vreau să fie cerul și cu niște galaxii așa pufoase undeva în depărtare, cu multe, multe, multe stele și cu multe culori. Sper să vă placă, nu uitați în caz de n-ați făcut-o să vă abonați, să apăsați clopoțelul de notificări și butonașul de acela cu degetul mare în sus, adică like, dacă această picturică vă place. Este foarte important și mă ajută maxim. Puteți de asemenea să distribuiți. Dacă aveți întrebări, păreri, sugestii în comentariile de mai jos sau pe Facebook, aveți linkul în descriere, îmi puteți adresa întrebările și eu o să vă răspund pe cât de repede pot. Îmi place foarte mult să interacționez cu voi și îmi place foarte mult să vă răspund la întrebări în măsura în care știu și pot. Tot în descriere aveți și linkul pentru cei care vor să mă susțină cu bănuți, unde puteți face donații, aveți linkul de PayPal pentru donații directe și aveți linkul de Patreon pentru cei care vor să devină susținătorii mei pe termen lung și vor să-mi doneți sumă de bănuți în fiecare lună până când eventual se răzgândesc sau eu știu, nu mai vor sau nu mai pot. Așa. Acestea fiind spuse, să trecem la treabă. Ați avut lista de culori folosite, folosim un carton pânzat 20x20 cm. Am lipit marginea cu o bandă adezivă pentru hârtie ca să rămână la final o ramă albă. Facem un, n-aș spune un degrade, facem cerul pornind de la un galben arămiu așa murdar în partea de jos și apoi mergem spre un pic de mov, spre un pic de albastru deschis și apoi pe albastru închis. Undeva în albastru închis e cerul acela întunecat. Îl lăsăm un pic să se usuce cerul, nu mai avem treabă cu el. Cu un burete, o bucățică mică de burete de vase, luăm albastru și albastru deschis și începem să creăm niște galaxii, să zic așa, în depărtare. Sunt ca niște, cum am face niște nori, numai că îi facem oarecum mult mai mari și de altă formă. Puteți pur și simplu să faceți o dată cu mine. Ce e important este să nu luați foarte multă vopsea când luați, să luați puțină vopsea, să dați câteva ori pe paletă ca să dați jos excesul de vopsea din burete și abia apoi să veniți pe paletă cu burețelul. Și vedeți cum fac eu mici burete în stânga și în dreapta ca să iau, dau cu fiecare parte a lui și ca să și pierd ce am în burete. E foarte important acest lucru ca să punem și zona aceea de trecere, practic, o zonă mai de degrade din burețel. Și am pus un pic de bleu în stânga, un pic albastru mai închis în stânga, un pic de bleu cu mov, apoi cu alb pe jumătate și vedeți că amestec. Am pus un pic de, iarăși, de mov, punem și un pic de roz, fac mai multe culori. Este o picturică destul de simplă, adică nu că destul, chiar foarte simplă, pe care chiar vă sugerez să o încercați. Mă bucur foarte mult când primesc de la voi pozici cu lucrările voastre pe Facebook. Am spus să aveți linkul în descriere. Și este pur și simplu o picturică unde puteți exersa joaca cu culorile, joaca cu burețelul, vă jucați, încercați valori, încercați tonuri. Și singura chestie care trebuie un pic stăpânit este partea de fundal, cerul. Nu trebuie să facem degrade. Țineți minte, am dus culorile până una lângă cealaltă, apoi când faceți această mare galaxie care se vede pe cer, să nu puneți foarte multă culoare, să se vadă și cerul care l-am făcut inițial prin ea. Apoi, la munți, să putem să folosim cuțitul de pictură ca să putem să facem fețele versanților astfel încât să pară ok. Cam atâta. Și să facem steluțele. Bine, steluțele bănesc că știți să le faceți. Dacă ați mai pictat cu mine și în trecut ați mai făcut peisaje de iarnă sau chestii de genul ăsta sau de-astea cu tot la fel cu stele, peisaje, ați văzut cum fac eu. Umezesc, diluez un alb cu destul de multă apă, iar apoi iau o pensulă și pur și simplu catapultez din pensulă un milion
700.000 de punctișoare albe împrăștiate, care să fie ori stele, ori zăpadă. Acum, când le catapultăm, încercăm să unde alegem noi să fie galaxia principală, centrul galaxiei, de fapt, nu galaxia principală. Acolo încercăm să insistăm. La mine, fiind mai multe galaxii, am mai multe centre. E aceea din jumătate, unde vedeți că am insistat mai mult. Am una un pic în stânga și una un pic în dreapta, care se văd alte galaxii. E așa ca un nor. Știți, galaxiile, dacă știți, arată ca niște nori de praf, divers colorați. Așa. Și mai avem de făcut munții. Munții sunt la fel destul de ușor de făcut. Nu este un foarte bun exercițiu de a face, pentru că nu sunt în, nu știu, în combinații cu alte elemente mai grele. Este o picturică simplă și chiar e ok să îi exersați. Mai fac cu alb niște comete pentru un plus de efect, pur și simplu cu acel alb diluat, cu o pensulă liner. Foarte ușor aplic vârful pensulei pentru capătul mai grosuț al liniei și apoi trag într-o linie cât pot de dreaptă și încep să ridic. Mai fac și niște steluțe pentru un plus de strălucire și cam atâta este cerul nostru. Este un cer foarte drăguț și mie personal îmi plac aceste picturele cu tematică de galaxie, de cosmos, de... La fel, dacă mă urmăriți, știți că am mai făcut în viitor, în trecut, mă scuzați. Așa, cu o pensulă pătrată, o pensulă cu vârful pătrat, cu negru combinat cu ceva închis, cu albastru, cu ceva închis în partea de jos, vedem și facem niște vârfuri de munte și niște versanți. Vedeți cum fac munții, nu-i fac fix niște triunghiuri drepte și plictisitoare, îi fac un pic mai neregulați, îi fac un pic mai și mai îndoiți, mai curbați și cu diferite, cum să spun, mai multe vârfuri, nu doar două triunghiuri, două vârfuri, bang, bang, pentru că nu sunt realistici. Iar apoi aceeași culoare o amestec un pic de alb și cu... Fac culoarea care am văzut la munți, cu un pic de alb și cu un cuțit de pictură. Trasăm cu grijă pe marginea lor și pe ei. În primul rând, culoarea mai, e un pic mai închisă și trasăm mai mult din ea. Și apoi o să venim cu alb mai, încă o dată mai mult un pic, când facem vârful la munți. Ideea este că nu vrem să acoperim cu de pictură toată, vrem să se vadă negru muntelui, partea închisă a muntelui și în același timp vrem să se vadă că acea zăpadă, acea ocupă doar părți din el și mai sunt și zone întunecate, zone de umbră. Așa, cam atât pentru astăzi. Sper să vă placă, sper să apăsați butonul de like dacă v-a plăcut. Nu uitați să vă abonați în caz de n-ați făcut-o. Să apăsați clopoțelul de notificări și să distribuiți. Vă mulțumesc mult pentru atenție, să aveți o săptămână minunată, un weekend minunat cât a mai rămas din el și o să ne vedem data viitoare cu un nou tutorial. Până atunci, pa, pa!